Ghe. Înghețata. Nu! Nu și tu! Nu, asta nu, nu se poate. Mai vorbim când ajunge acasă. Nu! Vorbesc că n-am așa ceva acasă și oricum nu mă mai duc acasă. Cumva ne-am modernizat, dar am rămas tot acolo în zona. Și a intrat o doamnă peste mine. Ce băi, baby. Și eram dezbrăcat. Ți-a văzut puiuletele? General, microfonul trebuie atins. Ești obraznic. Sunt puțin obosit. E bluie, sobranie. Bă, ce bun-i video ăsta, bă, băiatule, bă. Primul papagal dependent de heroină. Hai de capul meu, bă, băiatule. Am suhat după dulap. Bă, dar Mike, tatai, cu ce zic, bă, despre asta? Nu mă mai certă, dar nu. Și-o dat seama, e clar. Hai, hai, 33 de ce vreau să mai cer. Poți să faci asta, bă, vă rog eu, bă, bosule. Ginge. Wow, ce bilet câștigător. Wow, ce bilet câștigător. Am pierdut la păcănele. Vă pupăm, bobolicile noastre, gata, a sunat gongul, au sunat fanfarele, a început meciul caterincilor. Gata. Bombonicile, dar de la ce ți-ai luat asta cu bombonicile? E o doamnă la restaurant unde mănânc eu în fiecare zi, care îmi spune ce faci, bombonica mea. Domnul o doamnă de 50 de ani, da. A, vezi? Care pare așa o ușoară bucurie la mine și... Suntem, eu bă, deși m-am trezit bine, am început bine. Am 92% recovery. Acum, în clipa asta? Da. Ce vorbești, mă, tatu? Eu sunt copt în gură, eu nu, eu sunt rupt de oboseală, sunt mort. Eu nu mă mai pot concentra la absolut nimic, sunt mort. Efectiv, sunt mort, am nevoie de o pauză. Așa. De la absolut tot. Dar sigur, ni revin zâmbetele, dar fii atent. Am văzut, apropo de asta, eu nu mi-am imaginat niciodată oamenii care stau să uită la noi cum se distrează. Și am văzut că a postat o fată pe care am repostat-o tocmai din cauza reacției ei. Da. Când se uită la noi, bă, oamenii râd, bă. A, gen, n-ai avut chestia asta să vezi, să văd cum, efectul. Da, efectul, exact. Bă, oamenii chiar râd. Da, deci, da. Noi, da. Și noi râdim, dar ei râd. Chiar pe bune, că, sunet. Da, sigur că da. Și bă, dar tu ai luat Rockstar, bă. Am luat de dinainte pentru că sunt puțin obosit. Și am nevoie să-mi revin puțin. Mulțumim, Rockstar, că ați plecat cu noi în această aventură. În această călătorie, da. Da. Vă mulțumim foarte frumos. Se potrivește foarte bine. Se potrivește foarte bine cu profilul nostru, cu caterinca noastră, cu umorul nostru, cu filmulețele, cu YouTube-ul, cu toți creatorii de content din 2023. Tu zi acolo, că eu mă mai uit pe comentarii. Care au citesc. Fost și vor mai fi. Așa. Ia să vedem ce zic oamenii în comentarii. Cel mai captivant lucru, deci, la emisiunea voastră. Asta sala de... De săptămâna trecută. De săptămâna trecută. De episodul... 23. Da, măi. Trebuie să profit, asta e, cât mai asta cu 93. Cât mai e, da. Asta e episodul 94, 94, da. Băiatul. Așa faci, asta mai faci el. Cu cât mai lunge... Bă, ce am făcut, bă, boss? Vezi că le citești pe alea de la Shelly. Nu, stai. Cel mai captivant lucru la emisiunea voastră este cât de ancorat e Drăgulin în lumea asta și cât de pe lângă e Spic, de unde și reacțiile absolut delicioase. Da, da, mă rog, cumva e o himeră că sunt ancorat în lumea asta a internetului, da. Cumva în tot ce mișcă, asta e adevărat, dar de fapt în viața reală sunt varză, sunt cu capul nori, nu știu de mine. Efectiv, bă, tu ai căzut în plasa asta, că uite, vorbeam pe story și e un subiect foarte bun de dezbătut. Care? Înainte să dăm drumul la situații. Ai avut vreodată treaba asta că, bă, eu am o viață de căcat și când pierd timpul? Da, cum să nu? Asta e o plasă în care probabil că picăm toți. Sigur că dacă asta ne face internetul. Asta, da, bă. Asta vor rețele, așa pare cumva, că asta vor rețelele astea de socializare cumva. Asta nu, pare... nu știu dacă asta vor, ci ăsta e efectul creat. M-am întâlnit acum cu, am făcut pozi, ai fost tu, da, după mine, la spitale publice. Da. Și m-am întâlnit cu Cuza, care era și el, terminat, distrus. Și și el a zis, bă, eu nu mai am timp să fac nimic. I-am zis, bă, tu ai timp liber? Nu. Da. Că nu mai am timp să fac nimic, că nu știu ce, că mă mai uit la... Când mă duc la emisiune, bă, nu mai am despre ce să vorbesc. Eu nu mai am viață, eu nu mai trăiesc.
da, nu pare că trăiesc viața unui om de 33 de ani. Adică nu pare că sunt tânăr. Da. Și am zis, bă, tu ți-ai luat filmul ăsta că te-ai uitat și din cauza Instagramului și a TikTokului. Că da, că toată lumea văd că ies, se duce, faci, se întâlne. Zic, păi da, bă, boza, tu acolo vezi doar... Doar partea luminoasă. Da, highlight-urile a vieții. Că aia, și tu văzând de la toți, de la mulți, când dai scroll în swipe, în story-urile alea, mamă, ăla s-a dus, o întâlnit cu nu știu tovar și ăla mănâncă, ăla face sală. Practic toată lumea zice, ia uite ce vacanță am, ia uite ce iubit faci, am, da? Ia uite ce mașină am, ia uite ce ceas am, ia uite ce haine am, ia uite unde ce am fost, mă duc mănânc cu prietenii mei, mă duc la sală. Da. Tu, bosule! Bă, și bă, mă uitam și ziceam lui Șoarec, bă, ce viață de căcat avem aici, noi nu faci nimic, ești nebun? Da, pare cumva că toată lumea asta încearcă să te orbească, să nu mai, să vezi doar lumina de la alții și să nu mai vezi și lumina din viața ta. Din viața ta, exact. Cumva, da, asta e o capcană în care... Dar să știți, dacă vreodată o scădeți în capcana asta, să știți că nu e așa. Și eu am o viață normală, adică eu, ca ați văzut programul meu, când am proiecte, mă trezesc dimineața la 7, 8 maxim, vin la studio... Plec de la studio la 8, 6, între 6 și 8 seara, ajung acasă, mă pun pe canapea, termin și n-am terminat la studio, vin Șoarecu, stau cu ea, mă uit la un film și mă culc. Asta fac, în fiecare zi. Mai e un eveniment care trebuie să mă ducă, hei, prezență din aia, salut, nu știu ce, adică sunt puține alea de suflet, și cam atât. Și mă duc în vacanță, cred că am 2 vacanții pe an, dar în care tot fac ceva, adică tot ba montez, ba editez, ba verific, ba fac ceva. Adică... Super, da. Aveți grijă totuși să faceți lucruri și pentru sufletul vostru cumva și să înțelegeți că, nu știu, și pauza face parte din joc la urma urmei și să știți că vorba aia care mi se pare foarte toxică și foarte periculoasă, aia cu și când nu mai poți, tot trebuie să mai poți puțin, da. Aia e foarte periculoasă. Vorba aia te poate aduce pe patul de spital, vai da. De morțișorii tăi. Și da. Gen, dacă te-a adus pe patul de spital, adică cu probleme la inimă, chestii inerente care pot apărea în urma oboselii cronice, da. Că tot tragi de tine să, na, că, și că nu mai pot puțin, tot trebuie să mai pot puțin. Așa, cu stări depresive și așa mai departe, cumva din starea aia îți ia și mai multe luni să-ți revii. Normal. Decât gen, dacă ți-ai luat totuși puțină pauză și ți-ai trăit viața unui om de 33 de ani. Da, eu creativ îs... Gata. Gata. Da. Nu mai sunt creativ deloc. Nu mai am. Nu mai. Dacă încerci să fiu creativ, îi spa. Nu mai pot. Nu că sunt creativ, dar pare că nu mai pot să fiu creativ, dar numai că pare că sunt așa pe un soi de pilot automat. Da, exact. Că... Da. Fix. Mă rog, nu vrem să vă încărcăm. Am început bine, dar nu uitați să zâmbiți. Da, tocmai de asta suntem aici. Și asta e unul dintre puținele locuri în care eu mă simt bine și mă distrez și ies un pic din viața super. Și noi. Da, bă, nu, să nu înțeleagă, nu mă plâng, că îmi place foarte mult ceea ce fac. Consider că suntem privilegiați să facem treaba asta, să facem și niște bani din treaba asta, să facem oamenii să râdă, să aduci, să descreți în frunți. Asta e totuși și tot altceva, dar asta nu înseamnă că nu poți și obosi pe drumul ăsta. Noi nu doar asta facem. Da. Da. Avem și noi dreptul să fim obosiți. Adică... Avem, da. Hai, dă-i play. Dă-i. Așa, hai să începem, tată. Ia să vedem. Ce țigare să-mi dau? Mă, vede, ce țigare e asta, mă, cavă? Nu știu ce țigare, asta e modelă nouă. Stai că te bate soarele. Asta e modelă nouă, bere. Ce mă, vede, ce țigare e asta, mă, sos, e blue, e soprani, e. E blue, e soprani, e. Cine ți-a dat două? E de la fratele meu. Uite cum o cheamă. De la Madalin. Nu e sopranie. Hai de pup. Ci că ai uitat cum mă cheamă, nu n-aș știu niciodată. Bosule, stai liniștit, dar ai văzut, deci, ai întrebat de el. Deci a ieșit. A ieșit, dar numai că n-a prea scos nimic avara asta, n-a fost activ pe rețele așa cum era. Da, să-l vedem un pic, mă auzi. E blu, e sobranie. Fii atent, ai văzut ce e curea Adidas are? Adidas are, de-aia original sau. Adi color. Da? Adi color. Are mare haz ăsta. Are mare. Da, e sănătos psihic. E. Habar n-am, nu știu dacă e sănătos psihic, nu știu ce să zic, habar n-am. Mă rog, nu contează. Da, nu. Deci a revenit pe la noi. A revenit pe player, da, a revenit în forță. M-am dus până la librărie și mi-am cumpărat un dicționar. Și ce-am făcut? M-am zis cuvintele cu I, am găsit cuvântul imposibil și le-am decupat.
în dicționarul meu! Nu există cuvântul imposibil! Poți face absolut orice îți propui! Du-te în pula mea la sală! Nu mai pot să mă duc la sală. Nu mai pot să mă duc și la sală, că mor. Iartă-mă. Iartă-mă, șefule, nu mai pot. Știi cum mă simt când îl văd pe asta? Exact când sunt picul meu la sală, când fac cardio sau ceva, din bate inima, din mai știu ce-i cu viața mea, când mă uit la asta, asta se întâmplă. Da, așa mă simt eu pe pre-workout. Da, fix așa simt. Că dar el așa vorbește, ăsta e personaj pe care și l-a construit pe online, nu? Cred că e personajul ăsta care ironizează tot felul de ăștia motivaționali, de ăștia care să te împingă să mergi la sală, să-ți depășești limitele, să fii mai bun decât ieri, să fii o versiune mai bună a ta. O decupa cuvântul imposibil din Dex, extraordinar. Da, da, e foarte bună treaba asta. Da. Bravo. Dă-i. Bravo! Hey, hey, more passion, yeah. More passion, yeah. More passion, oh, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork, more passion, more energy, more energy. Bă, dar ăla-i pui de ce? De papagal? Dracu, știi, numai papagal nu e ăla să pare prea. Uite, ăsta e ăla. Uite, papagalul ăsta s-a luat de băiatul, după băiatul dinainte, s-a dus la sală. Da. I-a căzut penele și acum are ideea. Nici papagalii nu mai sunt, ce au fost după pandemia asta. Nu mă, poate vreo rasă de asta. Poate cum sunt mâțile alea chelii, sfinxii. Îți plac sfinxii? Nu pot să spun că mă dau în vânt. Adică... Cu Theo Rose vorbeam. Și are o mâță de asta cheală. Și am zis, bă, ce pocitane e. Da, nu. E urâtă și zic. Și ea zice, nu, că iubitoare, că nu știi că ele ne avem blană să lipesc de tine așa. Și e foarte drăguț să zic. Da, dimineața, când vine mâța aia și să te trezești. Da, mă, nu, e oribil. Și nu neapărat dimineața, dar noaptea. Adică dacă te trezești cu diavolul ăla lângă tine. Da, da, că noaptea cred că are creatura aia, le și lucezi ochii. Adică nu cred că e neapărat o imagine ok, adică și nu trebuie să fii puțin pognit să-ți placă să ai. Nu, ia o lua mâța aia pe copilul cu părul, cu alea, cu ceva. Da, dar nu vă mai drogați animalele, că așa ajung. Uite, vezi, primul papagal dependent de heroină a ajuns pe metadonă de la Obregea. Papagalul Obregea. Da, da, ia să dă și mie, bossule, dă și mie, bossule. Cred că ar sta bine cu un spike în partea de top. După cum vedeți, bretonul pe frunte nu prea l-avantajează. Are fruntea destul de îngustă. Bă, zici că e om. Și stylingul cel mai potrivit ar fi cu bretonul. Știi cine ți-am răsta? Cu ăla din, cum îl cheamă, bă? Șobolanul ăla din Țestoasele Ninja. Ah, ok, ok, da, da, maestrul lor. Maestru... cum îl cheamă? Ăla, Splinter. Splinter. Da, 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 Splinter. Da, 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 da. Ce drăguț. Dar ești foarte expresivă, că ai văzut cum urmărea camera. Ai văzut al dracu cum urmărea camera. Da, da, da. Dar cred că asta îl ironizează pe băiatul ăla care tunde. Ah, god damn. Cum îl cheamă, mă, pe băiatul ăla care tunde, care face fix cu cum? Așa, Virgil the Barber. Ah. Ai, că ăla face așa și cu melodia aia de fundal, tot așa, specifică, okay. Lui, știi? Ah, ok. Bă, lume bună! Vine acolo popsaliștea, mă, afară! Sar pentru la chef! Sar pentru la chef! Acolo popsaliștea, ce e aia, mă? Ia zi, mă, cum e aia cu popsaliștea? Bine, venire! Venire! Mamă, săracul de el, deci nu, ăsta n-a evoluat deloc, să mor, deci îl știu pe ăsta de mic, de când era mic îl știu. A, da? De l-am și făcut personaj pe ăsta, ăsta e ăla cu bănul norocicilor, hai să vă zic, eu sunt prea frumos, sunt prea așa, nu știi? Nu știu. Și voi dați toate comenturile alea nașoale, bănul norocicilor, ăsta e. A, okay. Și a crescut, da, mă rog, a crescut doar fizic, mă rog. Pare că pe abecedar n-a pus mâna să mă arăt și vreau. Acopocalipsa, ce aia, vine venirea. Mamă, mâncați-ași gura ta, da. Uite ce lumină are în ochi. Ce lumină are în ochi. E lumină, mă, e Dumnezeu pe pământ, mă, tată. N-are niciun fel de vină că s-a încurcat, că nu știu ce. Bă, eu dacă aș face asta public, aș zice apocalipsa. Bă, mi-ar fi o rușine, aș zice, nu, stop, gata, mă duc acasă. Păi da, trebuie să-și dai seama. Da, păi asta zic. Că omul nu-și dă seama aici, apocalipsa. Bliss. Tu dai seama când chiar o să vină apocalipsa asta? Că omul știe, el nu o să înțeleagă nimic? Probabil. Ionuț! Băi!
Aude-mă, faci, mă aude lumea din colo. Ion! Ce voce de radio, maestre! Ionut! Ești la poartă cu o țigare! Cumva ne-am modernizat, dar am rămas tot acolo. Dar el stai un pic. El țipa în telefon crezând că vorbești cu Ionut? Probabil că îi trimitea un mesaj vocal sau un mesaj Ionut! Video. Dar vezi, acum nu se mai țipă la poartă, se țipă pe WhatsApp, se țipă, îi dai direct mesaj vocal de la poartă. Ionut! Incredibil, bă. Bă, dar eu știi ce-s curios? Ăștia care... Ăștia care fac live-uri de la țară sau care fac de-astea, tap-tapuri, așa. Cine învață pe ei cum să-și scoată banii? Dar cum nu că cred cineva... că învață nimeni. Ba, eu da, nu cred că oamenii aia monetizează, adică nu știu cum să monetizeze. Ei, nu. 100%. Eu cred că e ca atunci când eram noi mici, aveai unul în cartier care știa să schimbi Windows. Care avea Nero. Da. Bă, da, bă, Nero, bă, Nero CD burner ăla, bă. Da, bă, extraordinar, am uitat din Nero. Exact, cred că e unul în cartier. Iauzi, vezi că știi ăla de acolo, ai du-te, da, dai 10% la bani, da. Și scoate la bani. Și prin Western. Da, e un copil, îți dai seama, e un puștan. Bă, băiatule, bă, mai fâșnesc, mai descurcăresc. Ia. Asta e la noi, nu? Asta e la noi. Pe Național Arena. Ce nenorocit. A făcut așa, bă, băie. Eu cu siguranță, eu cred că o să mă întâlnesc la un moment dat cu băiatul ăsta. Mă, da. Bă, băiat. A făcut ceea ce am făcut toți. Acum ce vrei? Când te pregătești să vezi un meci prost de fotbal, că na, era la meciul național al României, unul dintre meciurile naționale. Okay. Oricum, meciul prost. Deci, na, te pregătești, tu te uiți la... Și aici oricum nu era în direct sau ceva. Mai... Era nu, l-a filmat ăla, Bagabond fiind... Adică sper să mai aibă job-ul după toată treaba, da, asta. Adică sper să nu-l dea afară. Dar n-are voi? Dacă are zoom-ul necesar? Dar dacă asta era la televizor, dacă se dădea direct la televizor, gen treaba asta să streamuia. Atunci da, cred că rămânea fără job. Așa? Ce să și faci, bă, când ai o armă ca asta, un zoom ca ăla, ce să și faci? Hai să nu... Nu degeaba camera e vă 3-400 de mii. Da, exact, dai un ban, dar... Stai în spate. Vezi un bas. Ia. Vape? No, chihuahua. Miki, Miki, where are you? Miki, come here. Miki, it's you. Yes. Bă, dar ce are dracii aia pe el, mă? Ce are, mă, dar dragi? Da, mă, așa e el, mă, na, așa, uite. Okay. Așa păi era, și ăla are. Nicky, păi așa e rasa asta. Ok, da, I say to him. Hazu, hazu, el, nu scrimi. Nicky. Oh, Nicky. Asta mai văzut. Nicky, I know you love me. I know that. I love you too, my little love. Uite că stă la mânghiat. Și ăștia stau la mânghiat, nu fac urât. Uite, satana. Na, uite. Satan. Extraordinar. Extraordinar Nicky ăsta. Nicky. Tu ai cunoscut chihuahua de ăștia? Nu. Eu am cunoscut. N-am. Mi-ar fi plăcut să cunosc, dar nu. Nu, n-am avut ocazie. Ei-s drăguți dacă stau cu minți. Că na, e un animal, e drăguț. Dacă stau cu minți, da, dacă pe lângă că nici nu ești foarte arătos. Râzi eu să o cheie așa din cap. Mai ieșa dracu. Și au chestia asta, sunt par bolnavi mental, adică efectiv stau... Fac deodată așa, mea e mult. Morților. Oh,
Dar nu vezi că-i place. Ce asta, Cenaclu Flacăra cu Dorf. What? Dacă acum albă ca zăpada cu cei 7 pitici, nu se mai face, da, stai, cu pitici. Deci ei sunt pitici. Da, sunt Dorf, da. Și acum, da, dacă albă ca zăpada, asta e melodie de jale și de, e doină. Da, nu ce se mai face albă ca zăpada cu pitici. Sunt foarte expresivi, foarte expresivi. Da, și sunt și sexy, uite, ăla de acolo din dreapta chiar e morfetele după ele, ești nebun la cap. Uha, 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 e bună piesă, ești nebun la cap. Da, îmi place. Hai, este imnul nostru. Ce? Vrei să o chem pe nevastă ta? Cu parcarea mare? Da, te rog, bine, vine acum. Dar vezi că e foarte mofturoasă. Ai grijă cu ea. E foarte materialistă. Iubirea vieții mele, te pup, nebunul meu, ce faci? Vali, a venit Vali! Vali, te pup, vino cu asta, spun punctul. Pac. Te pup, Vali. Scuze, Alex, n-am vrut. Să zic așa, că pup altcineva în afară de tine. Bă, again, nu știu, de obicei, în mod normal, stai așa să-mi adun gândurile, să-mi adun punctele. Și lumea dă bani acolo, doamne. Da, nu știu, în mod normal. Bolnav la minte. Exact, aș fi spus că este vina oamenilor că fac asta și că se uită la asta și că încurajează asta, dar acum este both ways, adică... Bă, dacă voi n-ați da bani, oamenii ăștia n-ar face treaba asta. Da, adică este umilitor, adică... îl puneți și pe ăla într-o poziție, adică nu știu cum dracu mai ești pe stradă după ce ai făcut asta, adică după ce te-ai pus în poziția asta, în jur, adică dacă o să cauți la un dicționar cuvântul umilitor, adică pe bune, găsești ceva în sensul ăsta, adică... Genant, da, este absolut jenant și degradant. Dar problema, ți-am zis, eu cred că problema nu e la ei. Că nebuni au fost și oameni care sunt dispuși să facă lucruri înjositoare, vor fi mereu. Problema e că eu cred că e la oameni. Aia care dau bani, pentru că tu plătind așa ceva, un trandafir sau cu ce dracu își dă el, pentru ce își pune el alea pe față, tu încurajezi genul ăsta de comportament. Da, și genul ăsta de comportament se poate răsfrânge asupra multor oameni, pentru că ăștia care-s mai slabi sau care nu-s pricepuți la, sau care-s mai leneși, să o zicem pe aia așa, o zic, păi pot să fac și eu bani din asta? Ești prost la cap, nu fac nimic. Da, dar numai că trebuie să conștientizeze că ăsta e un val care o să dureze 2, 3, 4 luni, hai jumătate de an. 100%. Și după care o să-ți fie foarte greu să mai ieși în societate având această arhivă. 48.800 de like-uri. Doamne, maica Domnului, ferească Dumnezeu. Cât de mult, cât de inadecvat cu tine însuți trebuie să fii astfel încât să faci asta efectiv, o să-ți faci asta efectiv, omule. Bă, dar Mike Tataic, tu ce zic, bă, despre asta? Nu știu, prietenii tăi. Pentru câți bani, adică câți bani poți să câștigi ca să-ți faci asta pe bune? Doamne, maica Domnului. Câți bani poți să câștigi ca să-ți faci asta, să ajungi să-ți faci asta, că pe bune, coai, dă-i, pe bune. Dă-i, că nu mă mai iau, mă... Foale. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Vă aștept în sesiunea mea live de NPC mâine, începând cu orele 20, pentru cel mai NPC? Amuzant NPC din România. Ce trandafir mirositor, ce trandafir mirositor, ce trandafir mirositor. Pantera, eu mi-s înghețata, 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 înghețata. Cireșe direct din copac, înghețata, înghețata, înghețata. Bă, ce asta, bă? Ce trandafir mirositor, ce trandafir mirositor, înghețata, inima de foc. Stai, mă, până la capăt. Înghețata, 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 înghețata. Ce trandafir mirositor, voi vreți să vă croși un gât, voi vreți să vă croși un gât. Înghețata, înghețata. Bă, dar nu pot, bă! Înghețata, înghețata, înghețata. Doamne, maica Domnului. Aici să te chinuiști tu ca mine.
Stați. Mami, mami, ce făceai când erai tânără? Păi ce să facă mamica când era tânără? Cercea și mamica pe internet, că da, era grea viața, ce să și faci? Mamă, mamă, s-a stricat TikTok-ul. Că ăsta e momentul care s-a stricat TikTok-ul, gata. Până acum a fost bine, a fost pistol cu apă, sunteți nebun la cap, dar gata, hai, pe următoarea aplicație, că asta e praf, ăsta e semnul, sunteți nebun la cap, ori s-a stricat TikTok, ori vine sfârșitul la lume, adevărat, mai vine o pandemie, da, adevărat că nu se poate așa ceva. Haide mă, lăsați-mă, mă, face-mă cu Ștefan Ghei, vă face din toate pozițiile, un talent aveți. Nu mai știți ce să mai faceți, să faceți bani fără să munciți. Asta e așa, mă, vorule, asta e, vreau. Stai așa. Nu! Nu și tu! Ce trandafir mirositor! Nu! Ce trandafir mirositor! Nu, nu și tu! Nu, șeptare! Se sparg cu bătaia! Se sparg! Wow, ce bilet câștigător! Wow, ce bilet câștigător! Am pierdut la păcănele! Am pierdut la păcănele! Wow, ce bilet câștigător! Vine garda! Vine garda! Am tăiat 5 pușcării! Am tăiat 5 pușcării! Am tăiat 5 pușcării! Wow, bossul meu! Wow, bossul meu! Te sparg cu bătaia! Te sparg cu bătaia! Wow, ce bilet câștigător! Mamă, să mă... Mie mi-e foame, băie, bulangiule, stai și-mi comentezi mie pe live. Dă-mă drumul de aici dacă nu-ți convine, bă, tată, că vezi că eu fac asta de Caterinca cu TikTok-ul. Ești nebun la cap că mă știe tot București, drept mare șmecher și plus internațional, nu mai zic. Dă-i drumul, slobos, să te bate de aici. Haide, mă, donez. S-a dus și șeptar fix. S-a dus, nici șeptarul nu mai aici a fost. Bă, fix, bă. Deci bă, stai. Astea sunt NPC-uri, așa se numesc ele. Înseamnă non-player character. Vine din lumea jocurilor, din lumea gamingului. Okay. Și non-player character sunt practic ea, figurația specială, da. Tu ești personajul principal, tu da. Controlezi personajul, dar sunt ăilalți controlați de calculator cumva. Așa. Și cumva termenul ăsta a ieșit din zona gamingului și se adresează cumva persoanelor care cumva nu au personalitatea lor și mereu sunt conduși de alții și okay. Se zice că ești NPC. Și acum am ajuns și în zona TikTok-ului, în care ăștia practic imită un personaj de la... Dar ei când zic cuvintele alea, zic în funcție de donații. Exact, în funcție de donație. Fiecare NPC de asta? Nu. Premiu? Fiecare expresie de genul ăla corespunde unui tip de donație. Adică dacă îți dă o înghețată, care nu știu cât dracu face, faza e că e, faci, ce înghețată, căcat, ce zice aia acolo, habar n-am. Slay, gang gang, gang gang, yes, 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 gang gang, gang gang, grab, 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 yes, yes, yes. BD, Galaxy, I got your name, wow, a lot of gift for you, fire. Yes, strong woman. Oh, thank you, baby. I love you. I love you. $70. Gang, 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 gang. Pop, amazing. Yes, yes, yes. Oh, thank you, baby. You got me feeling like a queen. Oh, daddy, daddy, you got me the car I wanted. Yes, this is my car now. Oh, firework. What a beautiful date for you and me. Yes. Doamne, măi. Ideea e că fata asta și sunt ăștia din state. Uite, care fac 8 ore. Adică 7.000 de parai de ăștia. 7.000 de parai de parai TikTok de TikTok parai. Da, TikTok parai. E mașina aia. Și cât e un parai de ăla? Nu știu acum, dar ideea este că oricum fac 8 ore. Adică 8 ore fac asta. Adică tu închipuiesc că ai cedat la 30 de secunde, 20 de secunde de asta. Dar fata asta face așa 8 ore. 8 ore, bă, o zi de muncă, înțelegi? TikTok. Ia vezi ce... 7.000 points TikTok worth. 74 de dolari. Bun, $74 face. Da, gândește-te că unde aia o... Gheghe, aia e un cent.
Adică gândește-te că trebuie să faci ghege, 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 ca să faci un ban pe ban. Și așa, adică nu, e muncă sisifică. Doamne, bă, băiatule, bă. E ceva rău, bostule. O luat o razna, e ceva rău, bostule. Ceva rău. Da. Ați luat o razna, bă. Du-te, Doamne, iartă. Da, eu chiar de asta încerc să fiu cât se poate de ancorat în lumea asta și să nu pierd legătura. Tocmai că atunci când, cine știe, voi avea un copil sau așa, să n-ajung să zic, bă, sunteți vai morții voștri, adică încerc să, păi, să înțeleg cum dracu s-a ajuns aici, dar nu înțeleg, deja păi da, mi se pare o fractură. Nu te ajut cu nimic, dacă eu înțeleg dileala oamenilor și înțeleg că pot porni anumite trenduri sau anumite chestii dintr-o nimereală, dintr-o joacă, dintr-o de-asta, dar mi se pare da, că copilul meu... Să facă de astea ghe, înghețata, înghe sau ce mai face fata aia. Mă rog, poate, ideea este că poate să facă orice, atâta vreme cât știe că mai există și altceva și că poate să facă o meserie de care să fie mândru cumva. Că asta nu cred că e o meserie care, da, care te împlinește. Când ai o meserie, nu faci de astea aici, nebun. Da, cel puțin nu cred că e o meserie care te împlinește în vreun fel sau altul. Adică nu cred că te mulțumește. Nu cred că ești mulțumit de tine după ce faci 8 ore ghe. Adică nu cred că... Cred că rămâi cu ceva rănit. Ceva cred că rămâi acolo cu o demnitate rănită. Cred că cumva îți scrijelește așa puțin. Zic, nu știu. Nu cred. Eu da, cred că ei n-au nicio treabă. Eu zic doar că s-a ajuns într-un timp foarte scurt, foarte departe. Da, bă, băiatul. Foarte departe, de ăștia să colorează pe față, să-și pun puncte pe față. Asta cu punctele, da, n-am să, mai văzut. Să umilesc în ultimul hal, bă, băiatule, și, again, câți bani poți să câștigi, adică... Păi, vezi că dacă faci câteva sute pe seară, bă, ești prost la cap. Adică, sigur... Cred că poți să faci bani, dar poți... noi nu încurajăm asta, niciodată. Da, nu știu, pot să înțeleg că, na, dacă ai lucra ca și casier, nu n-ai câștigat banii aia niciodată. Dar parcă toată lumea este acum în alergătura asta după câștiguri extrem de mari și, și ușor de da, cât mai puțin efort. Exact. Foarte facil, efectiv. Da, da. Bă, în fine, treaba voastră. Eu n-aș face asta, voi puteți să faceți. E treaba voastră, tată. Treaba voastră cum vă futeți viața. Ce hotel vrei pe connector? Nu-mi place. Nu i-a plăcut? Deci e, se pare un băiat care tunde pe acolo prin Craiova și l-a luat, înțelegi? L-a luat de pe stradă și se-i fac o frizură, nu, dar probabil că băiatul ăla l-a frezat cum mi-a plăcut lui, nu cum mi-a plăcut lui Mihai Eminescu. Că l-a făcut Mihai Eminescu să mă acum când ești acum afară, nu te pierdui eu de-o vele lumea tăi. Ia uite să atunci ghi, arată fetița, arată ele. Bă, frate, mă. Nu rămâneam în fărna aia acolo, era ieri să fie fiert. Nu i-a plăcut, mă, tată. Dar da, tu îți dai seama, băiatul ăla care tundea, că a zis, mamă, fii atent ce content fac acum. Le-au pe stradă, pe stradă, da. Și fac content acum, sper șmecher. Și gen, ăsta e ultimul lucru la care te aștept. Da, dar nu l-a tuns rău. Nu arată rău. Nu-i place lui. Nu-i place lui. E șocant deci pentru el, într-adevăr. Ia, dar și nu-i umblă după aia, nu-i face ceva? Nu-i mai face nimic, pe ăla ești. Ei, pe gata că la... Mă, fraților, ăsta a fost un Ștefan de la Craiova, frate. Ia, vezi că l-a făcut. Că plec, frate, în Dubai, aș vrea să mă fac de la, cum să-mi... Shake? De la... Shake? Nu știu încă, de la, cum să-mi... Dubaian de la, Dubai... Dubai... Shake? Shake. Shake, de la, shake. Shake. Nu știu eu să pronunț mâncață. Uite, măcar, dar vezi că ăsta conștientizează că nu știe și că are cumva oarecare rușine, că nu știe, dar mă rog, ne pleacă valorile. Ne pleacă valorile, pleacă și Dubai. Ștefan pleacă la Dubai. E gros, dacă pleacă la Dubai e gros. Păi ce ochelari a fost? Mamă, e cremă cu aia, îl dar ador. Dar ce bă, dați mulți în showbiz-ul nostru care arată așa, da. care poartă ochelari genul ăsta și care da, că da, n-ai, da. N-ai. Eu aș vrea să s-apuci de cântat. Da, ar fi... Trep! Ar fi ok să s-apuci... Dar avea ce să cânte. Da, a început, domnule, a și cântat, a avut o piesă. Am văzut, da, dar nu, acolo era... Nu mă, să da, trep, că el ar avea despre ce să vorbească. Da, și ar să-l fi... și vedem la Untold. Nu, la Beach Please. Sau la Beach Please, mă rog. Da, oriunde. Oriunde. Da.
Ce are? Da, te așteptăm, da. Te așteptăm, Ștefan. Da. Fix ca alea, da. Mă numesc Marian Geras, provin dintr-o familie mai săracă. Vreau să... Auzi, dintr-o familie mai săracă? Da, Gio. Eu stau cu părinții mei aici, din păcate tata nu mai este, mama... Cum nu mai simtă tatu? Și ce să spun? Da, cum să spun, tata nu mai este, a murit? Nu. Păi da, zici să zici de tatu, ce faci cu tatu, fură, nu, nu fură. Taci. Din păcate mama este... puțin la pat pentru că... Mamă, futu-ți umilitele, mamă, futu-ți morții. Și ce vrei mamă. Să spun? Mă cheamă Marian, am 15 ani, vreau să merg la școală. Ne-am mutat de la domiciliul care stăteam. Nu mai locuim acolo, sunt în căutare de școală. Dacă puteți voi să-mi căutați o școală în Spandau. Momentan nu practic școala pentru că nu mi-am găsit un loc de școală. Momentan nu mi-am găsit de școală pentru că de unde m-am mutat eu în Spandau. Nu mai este școală și acum mama caută școală pentru mine, dar din păcate mama nu mai poate gen să caute școală pentru că a căzut ieri cu sora mea după role. O să moară toți copiii mei să moară! Bă, ce bun e bă video ăsta! Bă, ce bun e video ăsta, bă, băiatule! Incredibil cum reacționează femeia asta, bă, băiatule! Bă, e bun discheci ăsta, bă, bă! Da, e un trend acum, copiii fac asta, cumva, lângă părinții lor, deci cu părinții de față, exagerează tot felul de lucruri, cum zicea ăla, că mama e la pat, mama nu mai poate, nu știu ce. Mamă, ce bun e asta, bă, da! Dar bine, acum nu putem să nu trecem așa... Adică nu putem să nu spunem faptul că îi ia morții copilului ei. Adică și asta e de observat. Da, ce vrei, bă? Nu na, pot să nu observ. Ce vrei, n-ai? Toți luminile! Futu-ți morții tăi? What the fuck? Se înjur da. Copilul așa, da, futu-ți ce? Morții tăi. Mă rog, tăi. Tăi. Așa, mă rog, tăi. Nu, ce putere are satana pe pământ? Tatăl mă mâncava și nu am. Uite, satana, e putere mare, tatăl. Uitați, diavolul, conducerii lumii. Nu mai puneți preț. Nu mai treabă, bani. A, gata, acum am nu văzut. Nu mai puneți preț pe bani. Uite ce putere are satana. Na. Doamne, miliește, ești un dat de putere și călăuzește în inimile și la copiilor. Vezi? Da, să am eu. Uite, ochi, gură, nas, dar chiar, orne. Bă. Acum hai gata, drăgulii nu mai doarme. Dar nu, dar nici nu mai pun mâna pe euro. De altfel... Dacă o să zică cineva, dacă o să zică cineva că vrea să zică, uite, am 200 de euro, 50, cât să știu? Nu, 50, niciun 50. Caz. Deci nu? Nu, doar în lire. Cu în Regina? Lire, da, în lire, în dest. Ei... Vezi că ești obraznic. Iar mi-ai dat de treabă la cenzură. Dar nu mă, stai puțin. Nu e moneda Botswanei? Da. Păi bă, asta zic. Da, și ești o localitate în Croația. Păi asta zic. Păi da, bă, dar la noi în țară înseamnă altceva. Păi da, da, în contextul ăsta înseamnă altceva. Bă, nu vrem, deci... Deci de aici am noi, lucrez doar noi în nu vrem să cenzurăm, dar suntem nevoiți să facem treaba asta din mai multe motive. Aie! Da, pentru că să uită copiii la noi, pentru că nu suntem singuri în emisiunea asta, pentru că mă ceartă mama. Și așa mai departe. Domnule, nu mă ceartă mama. Pe mine mă ceartă. Nu mă mai ceartă de mult. M-a lăsat așa, a zis. Și-o dat seama, e clar. Ai, ai, 33 de ani, ce drept să-l mai cer, da, sir. Da. Am dat greș. Dă-i. Uitați-vă acum pe fața Elenei. A fost dată cu crem, cu acest crem Angel Angels, de la compania Janes Global. Janes Global? Cepele, cepen, cepele. Elena a întinerit cu 10 ani mai tineră. Uitați-vă cum arată ochiul stâng, Elena Fedet. Vai, uitați-vă, într-o minută, această cremă i-a făcut tenul pele lui Elena mai tină. Doamne ferea. Mi s-a lipit stomacul de și răstupinări. Ia uite pe Elena, i-a făcut pielea mai tânără. Vai, cât cringe. Tinere. Vai, dar nu înțeleg de ce e cringe, dar e cringe, îl simt după simt cum stă cringe. Elena.
Da, e... E împăiată, bă, băiatule, dar și privirea are o privire. Dar da, pare că surori astea. Da, sunt surori, da, sunt surori, da. Și a făcut experimente pe sora ei, și mai mică sau crem. Mai mare. O dat-o cu crem. Sau sunt, sau probabil că sunt gemene sau ceva de genul ăsta. Ia, putem să vedem dacă putem sau... Dacă merge... Explodează calculatorul. Dă-i un pic pe ea. Așa, pe ce. Da, pare că sunt... Pare că sunt gemene chiar. Da, chiar gemene, da. Cu acest crem, Angel Angels, de la compania Jonas Global, uitați-vă, șervele, cetân... Deci pare tine, efectiv că îi face Elena o farsă, plus sursă. 10 ani, mai tineră, uitați-vă cum arată... I-a băgat de ștunul cu Elena, stai drept. Elena, stai drept. Ochiul stâng i-a dispărut ridurile. Uite cum se uită, vă. Nu, nu, nu. Această cremă i-a făcut tenul pe ele lui Elena, mai tină. Dai, 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 dai că nu mi-am... Mă doare stomacul, ești nebun. Bă, ce tare, ia să mai dă o dată. Uite-ai dracu cum stau, da, bă, băiatule, ia, ca să știu să mă ferezi de acum, Joey, când mergem unde-asta. Hats! Eu la telefonul, ia uite-l. Incredibil. iPhone 14? iPhone 14? Ce se bucură, bă, eu băiat. Cred, bă, bă, extraordinar. Doamne ferici, sunt întâmplat ceva, dar eu cred că băiatul ăsta a recuperat video din iCloud. Da. Nu cred că l-a postat el. Ăla i s-a furat telefonul, i s-a uploadat în iCloud și e proaște, așa a văzut video. Îți dai seama pe lângă cât am reală în suflet când îl vezi pe ăla. Asta când, mi l-a furat. Când îi vezi, când îi vezi, vezi și zâmbetul, reacție, ăla, da. Zâmbetul ăla drăcesc, bă, efectiv, bă, frate. A, da, mă, că trenul ăla, pă, tu filmezi din tren, mamă, ce peisaje, hât, vine un băiat. Dar vezi că a știut al dracu, că acolo e un loc instagramabil, da, unde mă, foarte normal. Mulți turiști, îți dai seama că au stat și s-au uitat. Normal. Câți oameni scot mâinile, că uite că sunt mai mulți care scot, când, care sunt cu păi mâinile. Vezi că aș fi atent. În Filipine, în... Unde am mai fost eu? În São Paulo, în... chiar și în Cambodgia, a ziceau ea sau în Vietnam? Îți ia telefonul de pe stradă, de pe scooter. Cu scooterul. Wow. De pe stradă, adică... ni ziceau clar, bă, aveți grijă cu telefoane, nu stați, nu filmați pe stradă, nu astea, mai ales în zone aglomerate. Bucureștiul este un loc foarte safe. Și ai, bă, băiatule, și am auzit că și în Londra au început treaba asta. Să ți-l ia direct, sau auzi... În state, am înțeles că au început ăștia, dacă ai ceasuri din alea mai așa, dar nu de sute de mii. De ceas de 5, 6 mii, 10 mii, îți tai mâna. Direct, adică n-au nicio emoție. Stai mâna jos? Da. Da, mă, cum, voastră. Dracu, să stai? Unde, mă, în Londra? Nu, 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 în state. În Statele Unite, da, stai au mâna? Fost, au fost cazuri, da, mă, vin, ți-l iau, ori ți-l iau, hai, dă ceasul, ori direct, buc, buc, pa, la revedere. Nu e ca și cum se întâmplă constant, asta încerc zic, adică nu mergi prin Los Angeles și haoleu să nu-mi taie aia mâna. Nu, dar sunt foarte multe cazuri. Ce înseamnă că societățile alea foarte dezvoltate se întorc în anii 90 în România. Pentru că de obicei în societățile foarte dezvoltate pe care le vedem noi, wow, dacă urmărești la nivel social, păi vezi că New York-ul sau Los Angeles-ul mai nou, au mai mulți, țara noastră întreagă n-au boschetari cât au ăia într-un oraș. Asta știu, asta știu, păi dar și, da, fac. S-au întors acolo unde eram noi în anii 90. Exact. Noi evoluăm și practic noi o să ajungem să conducem lumea. La noi e foarte imperiu safe. Românesc. La noi e foarte safe. O să fim un mare imperiu cu aia, zic eu, că o să cucerim efectiv, da, tot. Asta pe lângă, da, gen în Buzău, eu auzeam căcaturi de-astea de prin anii 2000, de veneau, te prindeau pe stradă și... îți arăta o piatră, coaie, îți arăta o piatră și a... ia, cât îmi dai pe piatră asta? Hai, bună asta! Hai, bună asta! Ce te prindea noaptea pe stradă, îți dădea o piatră, într-adevăr, rămâneai cu o piatră. Zice, ia, cât îmi dai pe piatră? Și n-aveai cum să... Păi n-aveai ce să faci, că era un troc, te-ai invitat la un troc. Numai că trebuia să-i dai tot, gen. Ah, ok, da, ei, la noi nu era așa. În Bacău nu era atât de evoluat treaba. La noi doar dăm bani. Da, nu. Era ca să nu te... Nu se spunea te bate astea. Nu, era mai cumva mai diplomată. Da, 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 da. Extraordinar. Ia. Trebuia să citești printre rânduri. S-a apucat femeia asta de ASMR. Nu pot să cred. Da, dracu, mă, trebuie să vin numai la
Vă duc dacă strici aici astea mereu, că ia mama dracu. Și ce face altele. Marș! A, dai și obraznică, fata asta. Nu mai pot cu asta. Uite așa face cu microfon, vezi să hârșii. Păi ce eu fac aici, nu hârșii. Da, doamnă, ideea era să, bă, să faceți așa, să puneți mâna pe microfonul, adică nu să faceți așa, că n-are niciun rost, că nu se aude, adică nu, e, vă chinuiți degeaba. Ea e doamna care s-a... Da, domnule, știu cine de... doamna asta. Bă, câți ani are femeia asta, bă? E, ce contează? E tânără în suflet. Na, acum, ce contează câți ani are? A prins femeia acum un filon, a prins-o pe Floricica dansatoarea, cumva obosită, ostenită de atâta content. Și acum s-a ridicat dumneai cu mitrică, cu asta. Doamne, doamna, că, doamne, gen, trebuie să atingeți microfonul. N-are rost că faceți așa, dacă... E degeaba, adică... Îmi strice ASMR-ul ăsta aici. În general, da. Microfonul trebuie atins. Da, uite ce bine este. Cum ești, la spate? E bine, bine, și mai jos, și mai jos. Și mai jos e bine. Asta că mai jos, uitam mai târziu, nu acum. Da, bine, da, sus. Mai târziu. Pe sus, așa e bine. Nu simt așa, mai pune mâna pe inimă. Nu se poate, nu. Ti-mă jos, ti-mă jos, ti-mă bine. Nu mai motan din el, probabil el e motanelul sau el e puiuletele. Nu știu, dumneavoastră să ne spuneți cine credeți că e motanelul, cine credeți că e puiuletele. Tu îți imaginezi vizual cum arată o scenă de dragoste între motanelul și puiulete? Păi asta e chestia, că prin filmulețul ăsta nu ne arată mare lucru, dar cumva ne pune imaginația la încercare, adică ne forțează imaginația, nu că ne pune imaginația, nu ne invită să ne imaginăm, pur și simplu ne forțează să ne imaginăm niște lucruri pe care nu vrem să le imaginăm, adică efectiv a lăsat-o pe video să-i pună mâna la caras. La motanel. La puiulete. Bă, mă rog. Dar oare oamenii ăștia unde lucrează, bă? Nu știu, mă, tată, mai contează. Bă, dar te duci la servici, bă, duci la muchești pe stradă, bă. Nu poți să faci asta, bă, vă rog eu, bă, bosule. Bă, și da, dacă faceți din astea, eu înțeleg că cred că vine un foarte mare val de... Că cineva te vede. Râde lumea de tine. Adică nu știu dacă... Dar nu cred că au o problemă cu tu asta. Le dai voie să facă treaba asta. Adică voi și bullying-ul ăsta, că eu nu-s de acord cu el, dar dacă tu faci niște chestii din astea, doar nu te aștepți ca lumea să te aplaudi. Uite, ia la puiulete. Dar pare că nu interesează. Că oricum, acum vine și toamna și cumva s-a deschis sezonul împerechierii la puiuleți și la motănei. Și au intrat în călduri și pare că și ei sunt cumva în zona lor. Ferească Dumnezeu, sunt bă, în energia lor erotică. Bă, băiat, e plină țara de nebuni, bă, frate. Dar pare că sunt fericiți, adică pare au o viață erotică, da, da. Și de cuplu foarte fericită și că se înțeleg bine. Și asta e tot ce contează, dragilor, să fiți voi bine. Ia, bagă! Ia uite cât ce frumoși sunt. Uite ce frumoși sunt, incredibil. Foarte frumoși. Dar și ăștia-s violenți. Păi ăștia, cei mai mulți oameni morți, mâncați de animale, zi, hipoclotan. Nu pot să cred. Ia, uite ce e acolo. Hai, mă. Ia uite-l pe băiat. Dă-mi. Așa-ți roznesc oasele. Dacă ajungi la el acolo. Capul. Îți dai seama? Așa stau și ăștia cu NPC-uri pe TikTok, ăștia care fac live-uri, așa stau și ăștia, fix așa, e o imagine foarte bună, e o metaforă foarte bună pentru ăștia care stau pe live-uri pe TikTok să le doneze lumea. Să le doneze înghețată, să le doneze donalea și... Eu m-am jucat cu un puiuț de ăsta de hipoclotam. Hipoclotamule? Cu un pui. Un pui, da. Da, un pui, da. Dar cu ăsta nicio șansă. Dar nu știu că am citit la un moment dat de ce ăștia omoară cei mai mulți oameni. Probabil că cred că nu-i vezi în apă. Ăștia nu-s de aia de să, nu știu, nu-i scap cum-s crocodili. Ceva, îți iese... Deodată. Deodată, sau nu știu. Dar cred că e rău.
This red bird is a neat freak. The first thing it does every day is to clean its surroundings. Green, yellow, flowers. Even the heavy branches are cleared away because what follows is an unbelievable courtship performance. However, the female is choosy. Any single leaf out of place could ruin its chances. Perfect. All the hard work pays off as a female arrives and the courtship begins in earnest. It starts with a bow to show its sincerity, followed by its eyes turning a more vibrant yellow. It proceeds to display a choreographed dance, spinning like a top at high speed. Although the performance has just begun, the female is already deeply impressed. The upright head feathers and fluttering wings indicate her inner excitement. It's a very promising sign, and the female is taken aback by what comes next. Asta e la Spider. Ce amuzant ar fi fost să danseze pe manele, de fapt. Ia-te-l, bă, băiat. Incredibil. Her excitement grows, even shows a hint of nervousness. Everything proceeds smoothly. It wins the favor of the female. Să moară Ciprian direct. A dansat-o, a dansat-o. Lărcăși deodată, hop! Dar câtă muncă, bă, băiatule, ești nebun. Hap, hap după dulap, hoț. Câtă muncă, bă, băiatule, da, bă. Da, mi se pare impresionant că a făcut curat acolo, la locul asta de muncă, zic, înțelegi? S-o pregătit. Și a curățat. Fiecare crenguță, fiecare, scena. N-ai văzut că o frunză. Poate strica, poate strica tot. Da. Incredibil. Bă, incredibil. E extraordinar. Îi poate strica performanța. Vă seama că muncește asta să facă un... Da. Și după asta, dar nu... Vezi că nu ne-am dat seama dacă doamna a acceptat sau nu. O accepta, adică a acceptat. O accepta. Ai văzut când i-a făcut dansul ăla din Chef-ași, baby, și a arătat penajul galben. Eu da, pervers, rămas... adică a făcut jocul ăla, a hipnotizat-o și deodată da. S-a dus Xia. Pe la spate și... Incredibil. O, ai adus pentru mine ce? Șopârla sau picioarele, doamne? Că eu nu m-am uitat la șopârla, adică... Bă, n-ar fi rău să am... O, de asta. Uite, de asta nu mi-e frică. Nu e pui frică? De crocodil, nu? E pui de crocodil. Da, sau cred ceva. Că da. Nu știu ce. N-am mari probleme. Adică nu mi se pare... Ce fac că e mic, înțelegi? E mic și poți să-l iau să-l arunc de perete dacă face figuri. Gen. A, deci te poți lupta cu el. Da, mă, pot lupta cu el. Adică am control asupra lui. Da, dacă ar fi... Sigur. Peste un an n-ar fi ok. Eu cred că și mai repede că ăștia, da. Da, dar crezi nu știu repede. Ce să știa exact. Cred că e pui de ceva. Ligator de ăsta, ce nu cred. Dar îți dai seama cum să te duci acasă la fata asta și te bagi cu ea în pat. Te bagi cu ea în pat și deodată să simți. Uai. Nu șarpele. Șopârla. Aligatorul. Cred că sar din pat. Scoate aligatorul la tine. Că cred că sar din pat. De... Așa e, na. La pune para Roberto Carlos. Roberto Carlos dentro. Levanta el cuero. Oh, que sos. Ți s-a întâmplat? Să visezi așa? Nu, cu piciorul. N-am visat că sunt Zidane. Nu, să visezi ceva, să faci în somn, ceva. A, da, sigur, dar nu eu așa, adică nu să lovesc. Eu am pățit, i-am mai dat o bucată așa la șoarec, dar nu tare, adică am atins-o, am făcut-o din aia, am făcut-o așa. Sigur, adică și eu nu mă mai șut, trebuie. Până, nici eu nu visez stilul ăsta. De-l. Dar bun video ăsta, mi-a plăcut. Îți dai seama să viseze. L-am primit de la oameni. Să viseze Zidane. Asta, să ții una de la Zidane în somn. Sau de la Roberto Carlos. Sau de la Roberto Carlos. La Roberto Carlos te aruncă pe geam, ești nebun. Ți-ai luat un șpiz de la te trezești și nu înțelegi de ce te doare curul. How they say yes in Sweden. That means yes. Here in the Umeå, we say And that means yes. How do you say yes? Ce dracu, mă? Ce dracu? Doamne, ce nație. Mergem să bem coaie. Ce, mă? Merge calculatorul. Cum dracu să zic? Și la nu faci...
Doamne ferește. Bă, asta fii atent. Asta abia l-am găsit. Ăla care urmează, abia l-am găsit și m-am pus în situația aia care urmează. Uh-huh. Vreau să te pui și tu. Yes. Oh my gosh, what is that? Oh my gosh, is someone trying to break in my room? Oh my gosh. Is someone there? I can't see. Oh my gosh, I'm going to try and get around the handle. I'm in a conception. I'm scared. What are you trying to do? Oh, no, horrible. Oh my god. Ce faci? Ce-a trecut? Dar ce e aia, mă? E un șoricel de ăla cu magnet. A, e prins... cu magnet? Da. Bă, da, și ăla e într-un hotel, pe partea ăla. Da, bă. What the fuck? Why are you trying to break into my room? Dude. E, uite, și acum săream cu un șut. Și după care încuiam la loc. Cine e? Hello? Hello? Oi! Fotos Cristos. Treci fotos, doamne, ierul ăla. Deci așa se intră în camera de hotel, oh. Bă, ești prost la cap, dacă mă gândeam vreodată. Oh my god. Coaie, futeam una direct, ești cu un șur. Eu fugeam după el. Oh my god. Eu fugeam după el, ești prost la cap. What happened? I'm gonna catch a call. Da, oh, de asta god. Recomandăm oamenilor. Which one is it? This one. Oh my god. Oh my god. Hello, hi. Is this reception? Yes, someone has literally just tried breaking into my room. Yes, can I have security up here now, please? Yes, I heard a noise and they had like a magnet and some cable ties and they tried getting in. They tried breaking into my room. Yes. This isn't a joke. Oh my god. Băi, I can't believe. Dă-i că nici n-ai cum să te protejezi. E acolo, fătă. Ia. And this is a magnet as well. Oh my god. Ești nebun la cap? What? Oh my god. Wow. So that's what they were doing. Oh my god. Dar croc și picior. I cannot believe this just happened to me. Sunt fecioară, nu pot să mă observ. Oh my god. I literally just arrived at Vegas yesterday and then this in has happened. Vegas. A, da, că Excalibura e în Vegas. Da, bă. Oh my god. I don't want to touch it. Bă, ești prost. Uite-vă ce ziceam de state. He literally just ran off. Da, deci, pentru oamenii care merg în vacanțe, des, nu cap, drăgulit, nu vă luați obiecte de valoare sau dacă vă luați, încercați vă luați camere care au safe înăuntru și să vă puneți obiecte de valoare în safe. Da, pentru că și safe-urile alea sunt, dacă poți așa să deschizi o ușă de la hotel să-mi bag picioarele, atunci poți face orice, jur. Deci da, nu mi-aș fi închipuit. Bă, e groasă. Niciodată. Dar tu îți dai seama cât de bine știa ăla această geografie a ușii hotelului. Cred că era cineva din hotel. Păi și eu cred la fel. Și eu cred la fel. Te vede de când intri, să uită pe tine un pic, are un ceas, are oaia, ok. Și pe aia te filează două, trei, da. Știi când pleci, sigur? Incredibil, bă, că poți să intri așa, da. Peste cineva. Da, eu nu mă gândeam, bă, dar ce sistem, de nu mă gândeam niciodată. Că zici, cum eu intrat în cameră, că eu închid. Că n-ai cum să te protejezi, cum protejezi? Că zici, bă, închid ușa, dar după aia ce mai fac? Că din interior se poate deschide. Da. Adică cum fac să nu intri nimeni? Peste mine au intrat în hotel. Dacă am fost plecat în turnee și am fost plecat în Radio Aventura, am fost plecat mult vara asta. Au intrat cine? Da, au intrat doamnele de serviciu. A, bine, mă, așa au intrat și peste mine. Și eram dezbrăcat. A? Păi, da, dacă era vară, așa dorm, dezbrăcat. A? Doamne. Și dormeam, n-am auzit efectiv și am uitat să pun căcatul ăla pe ușă, do not disturb. Și a intrat o doamnă peste mine. Mă rog, s-a văzut puiuletele? S-a văzut puiuletele? Nu, că am pus mâna, dar a fost penibil.
Ia. Ai. Și la asta mă mai gândeam ce faci. Fotos. Fotos. Dă-te, băga mea. Dă-te. Mamă, băga mea. Mamă, băga mea. Dar e făcută, dă-te. E făcută, e a tăiat, a cropuit acolo. A bătut cineva, ia mai dă-i mă. Hai că vreau să mă nenorocesc. Bate. Ia, deci, așa. Bam și a tăiat, a cropuit aici. Și acum nu mai era nimeni. Cum? A cropuit. A cropuit imaginea, efectiv. A cropuit imaginea și după aia a... Eu nu știu dacă aș putea să fac asta. E că nu-mi imaginez cum, dar... Păi, era, uite, în asta era cineva, bătea. Da. Era cineva acolo în spate, da. Bătea. Și când după ai... care... Ia, dă-i acolo frame cu frame. Doar mut așa, ia. Dă-i. Uite, e o cârnat acolo care bate. Bate. Așa, așa, așa. Stai să vedem. Dă-i. Și aici dă-i. A tăiat. Ia. Ia. Vezi că nu a tăiat, boss. Vezi că nu a tăiat, ești prost. Ia. Și aici a revenit. Cum? Ia, uite-te la... Că ar trebui să ai o mică săritură în cadru. Ia, dă-i. E, uite că am montat-o bine. Să nu trebuiască. Vezi că nu e situația situată. Ia, uite. Unde? Omule, a evoluat tehnologia foarte mult, poți să faci lucruri de genul ăsta. Recunoști că poți să faci lucruri de genul ăsta? Poți să faci, dar ideea e că mișcarea trebuie să fie aceeași, la aceeași înălțime, aceeași viteză, aceeași... Păi sunt dați dracu. Nu există așa ceva, dă o morție, nu, asta nu se poate, nu se poate să... Mai vorbim când ajungi acasă. Nu, vorbesc că n-am așa ceva acasă și oricum nu mă mai duc acasă. Gata. S-a terminat antena videourile. Ce mă? Am terminat videourile, da. Să moară Ciprian dacă am terminat videourile. Da. Și acum avem jocul Rockstar. Așa, bun. Energy Drink, în care trebuie să ghicim titluri de piese pe baza unor emoticoane, emojiuri. Așa, ia să vedem. Ia. Dragoste în dragoste, dragoste în copaci. Play, dragoste play. Inimă. Dragoste natură, dragoste... Play inimă, play... Inima cântă... No, e... Inima merge... Inima mea... Inima... Inima mea e în pom... Dragostea... No, dragoste asta... în copaci. Așa e. Dragostea din era acolo, dar în același timp nu era acolo. Nu era... Câine și Maidan. O fată și o cățea. Doamna și vagabondul. Doamna și vagabondul. Da, yeah. Bă. Bun. Bun. Opriți lumina. Stinge lumina. Opriți planeta. Opriți. Stinge lumina, bă. Stinge lumina. Of, yeah, da. Așa. Schema complet. Schema stai. Înțeapă-mă. Înțeapă-mă la injecții, 3 injecții, 3 3 sănă. Ce dracu? E, deci ia, hai să vedem că o sparg. Acele, bă, da, bă, da, ce am uitat. Acele tale îmi fac tatu să piele. Cu tine vreau să am doi copii. Doi copii și o mamă. Tu ești mama celor doi copii. Ești familia mea, ești... Din doi copii ies o mamă. Doi copii... Din doi copii ies o mamă? Doi copii... Tu ești mama celor doi copii. Tu ești mama... Tu ești... Care-i, mă, ce piesă e asta? Că nu știu, bă. Prietena ta. Ne-a rupt. 1-0. Așa. Pun fundiță la nou născut. Ceva de Crăciun. Deci Crăciun.
Împodobește mamă Bradu. Bă, am zis-o la mișto asta. Împodobește mamă, dacă ai mamă. Da, e. Banii zboară, banii și... Banii și fetele. Banii și fetele ne mănâncă zilele. Wow, wow. Taxi. Taxi, wow, wow, wow. Taxi, banii. Vine apa? Vine valul. Vine valul? În curând? În curând? Eu și iarna sunt pe val. Iar nu iarna pe val. Valul, deci e apă. Vine vara? Mergem la mare. Spre mare. Pe sun. Mă rog, în fin, nu stau să discut. Au știut oamenii ăștia ce au făcut. Mama, dar fata aia, mama, deci o mamă cu un bebe, cu o altă mamă cu un bebe, se duc la munte. E ceva cu munte. Mamaia la munte. Mamaia. Ce asta e? Mamelor din lumea toată. Nu. Bă, dar ce greu e asta. Vârf, mame, vârf. Așa e, da, bă. Așa e, bravo. Asta extraordinar. Cupidon. Cupidon. Așa. Așa. Gata? Asta. Ăsta este, astea au fost jocurile, astea au fost filmulețele, astea au fost vorbele. Ăsta a fost episodul 94. Ăștia am fost noi. Vă salutăm. Și vă mulțumim. Să trăiți, Doamne ajută. Să trăiți că ați fost alături de noi. Mulțumim, și de data asta. Rockstar. Mulțumim. Mulțumim, Rockstar. S-a băut, gata, s-a cântat, s-a zis. Săptămâna viitoare ne vedem cu mic cu mare. Ne revedem. Bye bye. Pupix, pupix, pupix. Pa pa.